Doamne ajută! Frumoasă cântare, slăviți să fie numele Domnului, ca toate cântările care s-au cântat și care se cântă pentru slava lui Dumnezeu. Frați și surori, prima a lui Ioan, capitolul 1, are 10 versete, aș vrea să le citesc înaintea dumneavoastră ca și suport pentru mesajul din această dimineață. 1 Ioan, capitolul 1, începem cu primul verset, versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată. Și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, Mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în Lumină, după cum El însuși este în Lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos Fiului ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi și surori, poate unul din lucrurile cele mai Delicate, dificile este să uh, ai un subiect sau un mesaj dintr-o anumită carte care poate n-a fost scrisă cu scopul pe care noi vrem să-l prezentăm, și anume vrem să vorbim la cina Domnului dintr-un text care n-a fost neapărat consacrat pentru, pentru cina Domnului. Sunt texte în scriptură care sunt dedicate special pentru această lucrare pe care noi o avem în această uh, dimineață. Am citit din Evanghelia după Luca din capitolul 22, înaintea dumneavoastră, și chiar dacă e vorba de Paștele Vechiului Testament, într-un context al Paștelui Vechiului Testament, Domnul este acela care instituie noul legământ, une bazele noului legământ și instituie aceste sfinte elemente, tainele acestea care reprezintă trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. Și sunt și alte texte, textul din 1 Corinteni, capitolul 10, capitolul 11 și alte pasaje, care cu siguranță poate sunt mult mai relevante și se potrivesc mult mai bine și cu lucrarea cinei Domnului. Dar pentru dimineața aceasta, pentru că avem cina, pentru că cina înseamnă și mulțumire, Euharistia, recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru că în Capitolul acesta întâi din prima epistolă pe care Ioan o scrie apare de cel puțin patru ori expresia părtășie și pentru că cina Domnului înseamnă și părtășie, și pe orizontală, și pe verticală, cred chiar dacă nu este un text consacrat pentru cina Domnului, este un text potrivit, din care putem să învățăm și mai ales ideea aceasta pe care am desprins-o și anume cina Domnului trebuie să aducă o bucurie de plină. Am să mă explic imediat. Înainte de a sublinia, înaintea dumneavoastră, doar câteva gânduri din textul acesta, permiteți-mi, pentru că e pentru prima oară când aducem înaintea dumneavoastră unui an, să avem doar câteva gânduri generale. Pentru că e foarte important să încercăm să ne introducem, să zic așa, în ceea ce înseamnă unui an ca și scriele Ioanină să înțelegem contextul și ca să înțelegem cât, ceea ce înseamnă mesajul pe care îl transmite Apostolul Ioan prin această epistolă. Frați și surori, Apostolul Ioan este cel de-al doilea apostol în ceea ce privește scrierile Noului Testament. Avem 27 de scrieri în Noul Testament, 27 de cărți canonice, cum sunt ele numite, 14 aparțin lui Pavel, Apostolul Pavel începe cu Roman și apoi până la Evrei sunt epistole pe care, sau scrisori pe care Apostolul Pavel le-a scris. Iar al doilea după el este Apostolul Ioan. Apostolul Ioan are cinci scrieri în Noul Testament. Și ceea ce este foarte interesant și fac această subliniere înaintea dumneavoastră, ceea ce este foarte interesant este că cele cinci scrieri sunt legate între ele. Nu sunt cinci scrieri separate, adică cu subiecte separate, teme separate. Chiar dacă uh, apostolul tratează în ele, dintr-o anumită unghiuri de vedere, aceeași persoană sau uh, lucrarea aceleași persoane, și aici este vorba de Domnul Isus Hristos. Închid paranteza. 14 scrieri ale Noului Testament sunt ale Apostolului Pavel, 5 Ioan, două apostolul Petru, două evanghelistul Luca, Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor, iar apoi câte una Matei, Marcu, Iacov și Iuda. Acestea sunt scrierile și scriitorii inspirați, insuflați de Duhul Sfânt în ceea ce privește Noul Testament. Acum, când mă uit la scrierile lui Ioan, frați și surori, tema principală și în Evanghelie, și în 1, 2 și 3 Ioan, și în Apocalipsa, este aceeași. Dar din unghiuri diferite. Tema principală este Domnul nostru Isus Hristos. Nici nu se putea trata o altă persoană, nici nu putea fi vorba. Evangheliile prezintă viața, activitatea și învățătura Domnului Isus Hristos din diferite perspective. Dacă vă veți și veți vedea, Matei are o abordare față de persoana Domnului Marco, alta abordare, Luca și el vine cu o completare și cu o abordare, iar Ioan este acela care scrie cel mai târziu și, bineînțeles, completează imaginea sau tabloul acesta vis-a-vis -vis de persoana Domnului Isus Hristos. Evanghelia pune accentul pe persoana Domnului Isus Hristos, dar în mod deosebit se ocupă de divinitatea Domnului Isus Hristos. El vine și demonstrează în Evanghelia lui că, de fapt, Isus Hristos la Betleem nu-și începe existența, ci intră într-o altă dimensiune a existenței lui. Și el spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul care era din veșnicie în veșnicie cu Dumnezeu se face trup și locuiește printre noi plin de har și de adevăr. Asta, acesta este mesajul Evangheliei. Apoi, 1, 2 și 3 Ioan, cele trei epistole pe care Ioan le scrie, Prezintă viața nouă a Celui Credincios în Isus Hristos sau prin Isus Hristos. Iar Apocalipsa, singura carte profetică a Noului Testament, prezintă veșnicia Celui Credincios împreună cu Domnul Isus Hristos. E adevărat că dacă luăm fiecare scriere separat, putem să detailăm, putem să explicăm mult mai mult și în Evanghelii, și în Epistole, și în Apocalipsa, dar m-am limitat doar la câteva sublinieri generale. Ca și o parte introductivă în ceea ce privește uh, 1, 1 Ioan. Frați și surori, dacă vă uitați cu atenție în această epistolă, în 1 Ioan, veți vedea că există cel puțin patru scopuri pentru care Evanghelistul sau Apostolul, în contextul acesta, scrie această Scrisoare, această epistolă. Iar expresia care este des întâlnită și care scoate în evidență scopurile scrierii este expresia aceasta: vă scriu aceste lucruri. Vă scriu aceste lucruri. Și haideți să ne uităm, noi să dezvoltăm în această dimineață doar unul dintre scopuri, dar haideți să ne uităm la uh, cele patru scopuri pentru care Ioan, unul Ioan a fost scrisă. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră, a celor ce era adresată, destinată scrisoarea aceasta, atunci destinatarilor uh, cărora Ioan le scrie într-un mod direct, astăzi nou, celor ce suntem aici, pentru că scrierile Noului Testament au străbătut viacurile. Iată, au rămas, ele nu sunt valabile doar pentru o anumită categorie de destinatari. Ele sunt perfect valabile și pentru noi, cei care astăzi, 3 noiembrie 2024, suntem la Filadelfia, la închinare, pregătiți să ne împărtășim penultima dată în anul acesta din trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. Și el vine și spune: Epistola aceasta lucrează la bucuria voastră, nu trunchiată, nu limitată, ci o bucurie deplină. Un al doilea scop este cel din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Prima parte a versetului 1. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, Ioan vine și spune, există un standard al lui Dumnezeu. Vreau să-l știți. Nu toate standardele sunt tangibile, atinse, dar măcar să știți că Dumnezeu este Dumnezeul standardelor și aceasta este sau reflectă voia lui Dumnezeu. Un al treilea scop este cel din capitolul 2, versetul 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cu alte cuvinte, citind epistola, putem să fim scutiți de falimente spirituale, de căderi din punct de vedere doctrinal, din punct de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Și încă un scop, spuneam că sunt patru, 1 Ioan, capitolul 5, versetul. 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Cu alte cuvinte vine Ioan și spune, există și vreau să vă întăresc convingerile voastre. Credința în Domnul Isus Hristos aduce viață veșnică, iar rămânerea în Hristos și în credința aceasta înseamnă viață veșnică. Acestea sunt cele patru scopuri pentru care Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, frați și surori, scrie epistola aceasta. Ea este legată și de 2 Ioan și de 3 Ioan, pentru că contextul, să zic așa, era cam același, dar, bineînțeles, tratează într-un mod diferit fiecare aspect în epistolele pe care le scrie. Nu o să ne uităm la toate patru scopurile, nici n-am avea timp în această dimineață să le abordăm pe toate, de aceea eu aș vrea să rămân doar la cel pe care l-am citit din versetul 4. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4. Vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie o bucurie de plină. Frații și surori, aș vrea să ne gândim un pic la aspectul acesta. Pe de o parte bucurie și pe de altă parte o bucurie de plină. Atunci când am stat, am meditat asupra subiectului în cursul acestei săptămâni, am observat că una din temele preferate pe care Ioan le are este tema bucuriei. Bucuria ca și sentiment de mulțumire. Bucuria ca și satisfacție sufletească deosebită. Și de fiecare dată, în momentul în care Ioan, în Evanghelii sau chiar în epistole, folosește expresia aceasta bucurie, întotdeauna el vorbește de bucurie completă. El întotdeauna vine și spune bucuria trebuie să fie una deplină. Ce înseamnă deplin? Deplin înseamnă întreg. Complet. Sau dacă vreți folosești și alt termen, perfectă. Adică în ceea ce privește bucuria, acest sentiment de mulțumire, ea trebuie să fie una perfectă, una deplină. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 11. Ioan vorbește despre bucuria deplină și spune în felul următor. Bucuria deplină înseamnă sau este determinată, este dată de împlinirea lucrării pe care trebuie să o facem. Lasă versetul acesta un pic la ulterior. Ioan 15 cu 11 este ca o concluzie. Nu am timp acum să intru în toate aspectele acestea, dar Ioan 15 cu 11 este o concluzie la primele 10 versete din Ioan 15. Știți ce vorbește Ioan 15? Tatăl este vierul, mlădițele. Eu sunt, dacă o mlădiță nu aduce roadă, este tăiată. Dar dacă o mlădiță aduce roadă, este curățită să aducă mai multă roadă. Dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Cu alte cuvinte, aveți o lucrare de făcut. Împlinind lucrarea aceasta, știți de ce unii sunt posomorâți mereu? Pentru că nu și împlinesc, nu sunt bucuroși. De ce nu sunt bucuroși? Nu și împlinesc lucrarea. Se uită prea mult la lucrările altuia decât să se uite la lucrarea lor. Și normal că nu ajung să atingă standardul bucuriei de pline, pentru că ei au alte preocupări. Ori Domnul vine și spune foarte clar, cel care își împlinește menirea, cel care împlinește lucrarea, cel care rodește în conformitate, ba mai mult zice, dacă veți aduce multă roadă, Dumnezeu pretențios avem, da, dacă veți aduce multă roadă prin aceasta, voi veți fi ucenicii mei iar tatăl meu va fi proslăvit. Și acum conchide. Închide ideea aceasta de rodire și spune în felul următor: V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, deplină. O a doua, a doua expresie uh, apare în Ioan capitolul 16 versetul 24. Ioan 16 cu 24. Până acum n-aș cerut nimic în numele meu, spune aici Mântuitorul. Ce și veți căpăta. De ce? Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Observați-vă, el nu vine și uh, Biblia nu ne vorbește de jumătăți de măsură, frați și suror, dragii mei. Biblia întotdeauna vorbește de o lucrare plenară, perfectă. Dumnezeu nu e un Dumnezeu al jumătăților. Noi ne mulțumim și cu jumătăți de măsură că suntem noi Dumnezeu. Nu! Nu ne vrea nici măcar în starea aceea. Și vine și spune, bucuria voastră trebuie să fie o bucurie de plină. Bucuria răspunsului primit. Să te rogi în numele Domnului Isus, numele Lui să fie proslăvit în rugăciunea aceea, să se răspundă la rugăciunea pe care tu o ai. De ce? Pentru ca bucuria ta să fie și bucuria mea să fie o bucurie de plină. A treia oară când apare expresia aceasta, este în epistolă. În 2 Ioan, versetul 12. 2 Ioan, versetul 12. Acolo apostolul vorbește de propria lui persoană și vine și spune în felul următor. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu vreau să vi le scriu. Pentru că am o speranță, am o nădejde, că voi veni și voi sta față în față cu voi. Voi fi gură către gură. Voi avea o intimitate, o părtășie deosebită cu voi. Și lucrul acesta conchide iară și concluzionează pentru ca bucuria voastră să fie de plină. De patru ori, în scrierile Ioanine, Ioan are o înclinație spre bucurie. Frașii și când scrie Ioan, știți unde era? În insula Patmos, legat, închis, noi credem că bucuria trebuie să fie una din aceia care se manifestă, nu știu ce, exaltare. Poți să fii bucuros în Hristos și dacă n-ai nu știu ce condiții deosebite. Pentru că bucuria în Hristos de plină depășește percepția noastră. Spunea fratele Petrică foarte bine la timpul de rugăciune. Pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, frați și sorori. Asta e lucrarea pe care Dumnezeu o face în dreptul celui credincios. Lucruri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere și percepția noastră, pentru că noi de foarte multe ori raportăm ce-mi dă bucurie. Noi numim bucurie satisfacție, dar nu întotdeauna bucuria este satisfacție sau satisfacția e bucurie. Dar bucuria despre care vorbește Scriptura este o bucurie a mulțumirii rezultată dintr-o relație deosebită și întotdeauna bucuria. Este o bucurie de plină. Dragii mei, în versetul 4, și acum revin la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4. După ce vorbește despre părtășie, după ce vorbește despre tatăl, despre fiul, despre dorința pe care apostolul o avea vis-a-vis -vis de destinatarii epistolei, vine și spune în felul următor, eu vă scriu aceste lucruri pentru că în urma părtășiei pe care noi o avem cu tatăl și cu fiul. Să aveți și voi această părtășie pentru ca bucuria voastră să fie o bucurie de plină. Vreau să vă întreb acum la penultima cină a Bisericii Philadelphia din 2024. Apropo, ar putea pentru unii să fie ultima. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu vreau să șochez pe nimeni prin ceea ce vă spun, dar aș vrea să ne gândim foarte serios. Nu ni se pare că suntem mari și tari și puternici. Nu uitați că suntem doar un pum de țărână, atât. Și dacă suntem ce suntem, dacă avem ceea ce avem, dacă vom fi ceea ce vom fi, este doar datorită harului său și binecuvântărilor sale. Așa ar trebui să vedem lucrurile. Dar am cam schimbat stilul nostru de gândire și modul nostru de raportare la valorile vieții acesteia. Mă raportez și spun, este penultima Cine pentru noi, cei care suntem în locul acesta, cinele care au fost, momentele de părtășie pe care le-am avut, au adus bucurie de plină în inima noastră? Ori de câte ori am întins mâna după bucățica pe care am binecuvântat-o sau am băut din paharul, din rodul acesta al viței care devine sânge al Domnului, am simțit acea bucurie de plină. Repet, bucurie înseamnă, bucurie înseamnă sentimentul acela de mulțumire, de satisfacție deosebită. Asta ar trebui să fie cina Domnului, frați și surori. Nu doar un ritual pe care îl împlinim o dată pe lună, pentru că așa e la bisericii, Cișina Domnului este un moment de recunoștință, un moment de, de proslăvire. Prezența mea aici, la împărtășire, aduce slavă lui Dumnezeu. Așa trebuie văzute lucrurile. Absența mea din locul acesta, ori de câte ori nu m-am împărtășit, nu spun cu aluzie în dreptul nimănui, o spun doar ca sub formă de cercetare și de analizare a vieții noastre spirituale. Orice absență din locul acesta, Știți că a prejudiciat relația dintre noi și Domnul? Ba mai mult n-a adus slavă și glorie în numelui Său. Dacă ați fost atenți la citirea cu care am început serviciul divin, nu cu care am început predica, mă refer aici la Evanghelia după Luca în capitolul 22. Domnul spune în felul următor, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Dorința Domnului este dorința de părtășie. Dorința Domnului a fost aceea de a sta împreună cu ucenicii și Domnul nu se schimbă. Hristos, Domnul Evrei, un 13 cu 8. Hristos este acela și ieri, azi și în veci. Dacă atunci a avut dorința părtășiei cu ucenicii, credeți că nu are și în această dimineață sau în anul 2024 cu fiecare dintre noi să ne vadă în locul acesta, să stăm la masă, să venim cu bucurie și bucuria noastră să fie deplină în locul acesta? Cea mai deplină bucurie trebuie să se manifeste în momentul părtășiei, în momentul uh, împărtășirii din trupul și sângele Domnului nostru Isus Hristos. M-am gândit, tot așa când pregăteam gândurile acestea, m-am gândit la un lucru care mie mi se pare interesant. Prașii sunt lucruri pe care le experimentăm aici și pe care le vom avea cu noi și dincolo, să știți. Banii pe care îi experimentăm și după care alergăm de foarte multe ori, nu ne vor însoți dincolo, ba dincolo nu ne vor fi nici măcar de folos. Da? Nici mașinile, nici casele, nici multe alte lucruri pe care noi le râvlim și le dorim aici, da? Și poate uneori neglijăm ce este prioritar, pentru că gândim și avem altfel de, de, de a ne raporta. Dar dragostea de aici o transbordăm și dincolo cu noi. Slujirea de aici o ducem și acolo cu noi. Închinarea de aici o vom duce și acolo cu noi. Va mai mult. Bucuria de aici o vom duce și acolo. Dar nu bucuria asta așa, eu știu, pe jumătate, ci bucuria de plină. La ce mă gândeam? Și vreau să vă și argumentez lucrul acesta. Frașii și dragii mei, aici, în viața pe care o trăim, 60, 70, 80 de ani pentru cei mai tari, 100 de ani dacă vreți, cât rânduie Dumnezeu, atâția, atâția vom trăi cu bucurie înaintea Domnului. Frașii și surori, aici trebuie să ne definească, trebuie să ne caracterizeze această bucurie de plină. Dar știți cum va fi bucuria când vom ajunge dincolo? Permiteți-mi, vă rog, să vă citesc din cartea prorocului Isaia, din capitolul 35, versetul 10. Isaia 35, cu 10. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. Și acum vă rog, uitați-vă, o bucurie veșnică. De la bucuria de plină, de aici, noi vom trece la o bucurie veșnică, care nu va dispărea niciodată. Și care ne va însoți pentru totdeauna, pentru că intrăm într-o dimensiune eternă a existenței noastre. Și sentimentul bucuriei de aici, pe care l-am avut, cu care am trăit în fiecare zi, cu care m-am bucurat ori de câte ori am venit la părtășie în biserică, mă va însoți în împărăția lui Dumnezeu. Dar sub o altă formă, tot de plină va fi, pentru că totul e perfect în împărăția lui Dumnezeu. Dar acolo va fi o bucurie veșnică. Și spun și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea apostolul vine și spune, noi am experimentat niște lucruri pe care voi nu le-ați experimentat. Eu n-am fost contemporan cu Ioan. Eu citesc episolele scrise de Ioan. Mă uit și mă bucur de mesajul pe care Ioan îl transmite. Eu n-am fost în odaia de sus să pun degetul ca Toma, dar cred că Isus e viu în vecii vecilor. Și el vine și spune, asta trebuie să fie bucuria voastră de plină. N-am avut o părtășie deosebită credibilitatea noastră de ucenici, de apostoli, vă transmitem și vouă pentru ca bucuria voastră să fie o bucurie de plină. Dar există acest dar. Frați și surori, îmi spune Ioan în epistola aceasta în două sublinieri pe care le face. Unu, Bucuria de plină este determinată de o cunoaștere de plină. Și doi, Bucuria de plină este determinată de iertare de plină. Cu alte cuvinte, bucuria aceasta la care suntem chemați, vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie o bucurie de plină, ei, în primul rând, bucuria de plină este condiționată de cunoaștere de plină, pentru că totul trebuie să fie de plin, bineînțeles, și de o iertare de plină. Versetul 4 se delimentează parcă de versetele 5 până la 10. Apoi vine și spune în felul următor, vestea pe care am auzit-o de la el, versetul 5, și pe care vă o propovăduim, pe care vă transmitem, este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Lumina, mai ales când este vorba de Dumnezeu, este vorba de un atribut pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu și locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate atinge. Întunericul este întotdeauna asociat cu păcatul. Întotdeauna întunericul este asociat cu păcatul. În epistola aceasta, Ion prezintă două atribute esențiale ale lui Dumnezeu, vitale, fraților. Primul atribut pe care îl scoate în evidență și pe care se pare că accentuează cel mai mult este atributul dragostei. Și deci, cât de fiecare dată, de câteva ori, de fapt, când, când scrie, el spune, Dumnezeu este dragoste. Și aici vreau să fac o paranteză, mai ales în curentul sa New Age care circulă astăzi. Atenție! Dumnezeu este dragoste, nu dragostea este Dumnezeu. Repet, vreau să mă înțelegeți foarte bine, chiar dacă vi se pare că e un joc de cuvinte. Dumnezeu, ca persoană, are dragoste. Nu dragostea, nu sentimentul. Adică, eu știu, eu iubesc un copac, iubesc un câine. Nu sentimentul respectiv este dragoste. În lumea în care noi trăim, lucrurile sunt foarte încurcate deja. Și am auzit de foarte multe ori vorbindu-se și spun, da, Dumnezeu, nu? dragoste e Dumnezeu. Și am zis, nu! Dumnezeu este dragoste. Noi trebuie să experimentăm dragostea și Dumnezeu. Nu experimentăm dragostea și etichetăm totul ca Dumnezeu. Există atâtea curente care caută să ne îndepărteze tot mai mult de tipar, de adevăr, de cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, de aceea atât de mare atenție trebuie să avem. Biblia accentuează și de fiecare dată când prezintă atributele lui Dumnezeu, vine și spune: Dumnezeu este dragoste. O dragoste manifestată, o dragoste arătată. Dumnezeu își arată dragoste la cruce. Nu crucea este dragoste. Eu nu iubesc crucea. Eu iubesc lucrarea Domnului de la cruce. Ea este eliberare, ea este vindecare, despre care se spunea și la timpul de rugăciune. Dar cel care și-a manifestat toată dragostea prin cruce este Domnul nostru. Și zic și în dimineața aceasta, mărit, binecuvântat și onorat să fie numele Lui. Dragostea, Dumnezeu e dragoste. Ba mai mult, Dumnezeu e lumină. Și ce înseamnă aceasta? Dumnezeu e sfințenie. Și atunci vine și ne spune, voi trebuie să știți lucrul acesta. Pentru că dacă cineva trăiește la un alt tipar, un alt standard, un alt mod de viață și nu se ridică la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, el nu poate avea o bucurie deplină. El nu se poate bucura așa cum uh, uh, trebuie de fapt să fie bucuria care definește, care caracterizează pe cel credincios. În Evanghelia după Ioan în capitolul 3 Versetul 19 și versetul 21, Ioan are tema aceasta a luminii, a întunericului, Dumnezeu este lumină. Spune în felul următor, Ioan, capitolul 3: Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina cu lămare, odată venită lumina, Hristos Domnul, venită în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Interesant oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina aici lumina deja apare cu lămic vine lumina vine cel care îl revelează cel care îl descoperă pe Dumnezeu vine și ne spune Hristos că Dumnezeu e lumină, că Dumnezeu e sfânt că Dumnezeu e dragoste că Dumnezeu își manifestă toate acestea vis-a-vis -vis de noi și în ciuda faptului că revelația era completă și desăvârșită în Hristos oamenii au preferat mai degrabă să rămână în întuneric în modul lor de viață străin de lumina lui Dumnezeu. De ce? Versetul 20. Uh, versetul 19, au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească, să nu i se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă acestea sunt făcute în Dumnezeu. Primul lucru important pe care vreau să-l reținem în această dimineață, legat de bucuria aceasta de plină, frați și surori, e atât de important să avem și o cunoaștere de plină. Să știm că Dumnezeu locuiește în lumină, să știm că Dumnezeu este lumină, să știm că Dumnezeu este sfințenie, să știm că Dumnezeu ne dorește astăzi să fim mai aproape de El decât ieri, astăzi mai sfinți decât ieri, mâine mai sfinți, mai puși deoparte, mai dedicați, mai consacrați. Am salutat cele două biserici care ne vizitează din Statele Unite și Seattle și biserica din Phoenix, Arizona cu versetul uh, uh, din anul 2024, pentru că pentru noi anul acesta am zis că este anul pasiunii, anul dedicării. Ne apropiem încet, încet de finalul anului 20, 2024, două luni mai sunt. Nici atâta n-au mai rămas, o lună și câteva zile. Frașii și surori, comparativ cu 1 ianuarie 2024 sau cu 31 decembrie 2023, suntem mai dedicați? Suntem mai pasionați? Suntem mai puși deoparte pentru Domnul? Domnul este acela care locuiește în lumină. Dumnezeu e lumină, sfințenie. Și dorința lui este ca și noi să avem aceeași stare, aceeași atitudine. De ce este importantă această cunoaștere de plină? Ioan vine și mi-explică în două versete, în versetul 6 și în versetul 7. Spune așa, versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El, cu Dumnezeu, care e lumină, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, frați și soror, mințim și nu trăim adevărul. Dacă viața mea nu este viața aceea care trebuie, eu pot să am și mască, pot să mă arăt că sunt altul, față de biserică, față de familie, față de stradă, avem mai multe tipuri de fețe pe care le putem pune. Mai devreme sau mai târziu toate lucrurile ies la suprafață. Dar dacă nu sunt ceea ce trebuie să fie în conformitate cu ceea ce așa, De aceea e această cunoaștere de plină atât de importantă. Pentru că ea determină în final și bucuria de plină. Să știm adevărul pentru a trăi adevărul. Și versetul 7. Dar dacă prima parte a versetului 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Iată de ce e atât de important. Și încă un gând și apoi ascultăm fanfara și ne pregătim să ne împărtășim. Frașii să sorori, că bucuria de plină este determinată de o iertare de plină. Pe de o parte, cunoașterea și știm că Dumnezeu e lumină, și oricine umblă în întuneric nu poate avea părtășie cu El, și implicit nu poate avea bucurie de plină, dar oricine se străduiește și umblă în lumină, după cum El însuși Dumnezeu e lumină și locuiește în lumină, avem părtășie cu El și putem să stăm în prezența Lui în continuare. Dar, în al doilea rând, începând cu versetul 7, partea 2, până la versetul 10 și chiar primele două versete din capitolul 2, dar după masă ne vom uita la versetele acestea. Frați și surori, bucuria de plină este determinată de o iertare de plină. Și am să vă spun acum o, o cugetare pe care am auzit-o cu ani de zile în urmă, care atunci m-a făcut să meditez mult și, bineînțeles, după aceea am ajuns să o și înțeleg. Cugetarea spunea în felul următor și vă rog fiți atenți. Oamenii vor ajunge în iad. Nu pentru că sunt păcătoși. Repet. Nu mă judecați până nu zic tot. Oamenii vor ajunge în iad. Nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că n-au acceptat soluția lui Dumnezeu pentru păcat. Toți oamenii sunt păcătoși. Nu este nimeni care să nu fi păcătuit. Și interesant că iadul nu va fi populat cu toți oamenii. Ce face diferența între unii și între alții? A, nu predestinarea. Nu sunt adeptul predestinării și nu mă veți auzi de la învonul acesta predicând predestinare. Pe unii Dumnezeu a predestinat pentru iad și pe alții Dumnezeu a predestinat pentru cer. Fals, neadevărat, nu există suport biblic pentru afirmații de genul acesta. Oamenii trebuie să aibă o reacție. Toți sunt oamenii, sunt păcătoși. Dar la păcat Dumnezeu are soluție. La păcat Dumnezeu a dat o soluție. Și în funcție de cum mă raportez în capacitatea, în liberul arbitru pe care îl am, afectat de păcat, dar nu anulat, și în funcție de aceasta se va scrie verdictul final. Veniți sau, plecați. Veniți binecuvântați tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită sau plecați de la mine blestemaților că nu vă cunosc. Aici este diferența. Oamenii nu vor ajunge, frați și suror, dragii mei, în iad că sunt păcătoși. Și pentru că au desconsiderat soluția lui Dumnezeu. Au ignorat soluția lui Dumnezeu. Au iubit mai mult în întunericul, deși lumina era acolo. Le-a plăcut mai mult să stea și să se, complacă, să se complace mai departe într-o stare străină total de ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. De aceea, bucuria de plină este determinată de o iertare de plină. Aduceți aminte de David și se vorbea aici de David și de problemele prin care el a trecut? Știți că la un moment dat păcatul, e scrie în psalmul 51, că păcatul a fost acela care a creat o stare de disconfort și spune... Dăm iarăși bucuria mântuirii. Pierduse relația dintre el, care scrie 73 de psalmi în canonul Vechiului Testament, din cei 150, aproape jumătate din cartea psalmilor, este scrisă sub inspirația Duhului Sfânt de omul acesta. Și totuși, omul acesta are falimentul. Și lucrul pe care îl pierde, din bucuria aceea de plină, pierde bucuria și spune nu mai am bucuria te ducea în continuare un an de zile să știți că a mers la templu un an de zile a dus jerfe un an de zile o fi intonat și imnul și-o cântat dar nu mai era bucurie de plină pentru că păcatul este piedică în care a bucuriei de plină și nu te poți bucura n-ai sentimentul acela de mulțumire de recunoștință la adresa lui Dumnezeu un sentiment desăvârșit așa cum îl numește Scriptura de aceea vine Ioan și spune în felul următor pe de-o parte, cunoașteți-L pe Dumnezeu care stă în lumină și care este lumină, Dumnezeu este Sfințenie, ne cheamă și pe noi la o relație cu El în terenul acesta al Sfințeniei, iar la doilea rând, rezolvați probleme. Vă scriu să nu păcătuiți, ăsta e idealul. Vă scriu să nu păcătuiți. Dar, frați și sorori, niciunul dintre noi nu trăim încă în ideal. Fiecare dintre noi trăiește realitatea și realitatea este, dar dacă cineva a păcătuit, ce să facem? Știți că a existat și doctrina aceasta între noi. Ai păcătuit o nu mai poți să fii iertat niciodată, ești aruncat în, în fundul iadului, așteaptă judecata finală, frați și surori. Ioan nu spune așa, Biblia nu spune așa, ci spune în felul următor, dar dacă cineva a păcătuit realitatea, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, și dacă ne mărturisim sângele Lui, este capabil să ne ierte și în această dimineață pe fiecare dintre noi. Și vreau să te încurajez în această dimineață, dacă în starea în care ești, recunoști, îți dai seama de vina ta, de tot ceea ce te caracterizează și nu sunt lucruri care să-L onoreze pe Dumnezeu. Soluția este următoarea. Dacă ne mărturisim păcatele, și vreau să vă citesc, dacă ne mărturisim păcatele, versetul 9, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-am păcătuit, ne înșelăm singur. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Ne vom ruga, vom sta înaintea Domnului și vom spune, Doamne, sfințește Filadelfia, binecuvântează Filadelfia, Vrem să avem o bucurie de plină, bucurie de plină când ne împărtășim, bucurie de plină când cântăm, corul când cântă să cânte cu bucurie de plină, fanfara când cântă să cânte cu bucurie de plină. Noi cei care suntem la Filadelfia la închinare, când ne închinăm înaintea Domnului, o bucurie de plină să ne, să ne însoțească în permanență. Pentru că bucuria aceasta se transbordează în împărăția lui Dumnezeu și acolo va fi o bucurie veșnică. Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin.